Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, în momentul în care nu-ți poți înfrâna limba, tu ești nervos acasă, tu țipi, tu vorbești urât, tu ești așa, tu ești așa, asta e natura mea. În momentul în care tu ai problema limbii și la păcatele respectabile, nu mai știu dacă s-a discutat despre păcatele limbii sau nu. În momentul în care un om nu stă în fața lui Dumnezeu, în fața cuvântului lui Dumnezeu, și Dumnezeu începe de la acest nivel al vorbirii lui să-i controleze Dumnezeu vorbirea, omul acela, ne spune Iacov aici, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Toată construcția și proiecția pe care o ai tu despre Dumnezeu, toate acele bări de care te ții tu să nu cazi, toate acele tradiții, tot acel venit la biserică, tot acel tacâm, poți să-l iei și să-l arunci la coș. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu nu reușește să lucreze în tine și să formeze în tine o vorbire curată și aleasă, înseamnă că tu vii degeaba aici. Toți greșim în multe feluri, dar dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Știi de ce e important de ce ți-aduce Iacov înainte problema limbii? Pentru că e una care o întâlnești foarte frecvent, e foarte ușor de greșit. Cine biruiește acolo, cine-i stăpân la nivelul limbii, de fapt e stăpân în multe alte domenii. Când nu ești stăpân la nivelul limbii, de fapt, când un om are în vorbire tot felul de probleme, omul acela, dincolo, la celelalte, are lucruri, probleme mari. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Iacov capitolul 4, versetele 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Nu vă grăbiți, nu vă dați drumul la gură. Nu vorbiți de rău pastorul, nu mă vorbiți de rău repede. Nu te grăbi să enunți judecăți cu privire la frați, frate pastor. Nu te grăbi să zici de rău foarte repede despre cineva. Nu-ți deschide gura, pentru că sunt semnele faptului că nu e acolo Duhul lui Dumnezeu. Că vorbește firea din tine, că nu există controlul și stăpânirea Duhului. Doamne, ai milă de noi. După ce ai trecut prin legământ, după ce ai zis da, după ce ai zis cred, după ce ai zis sunt născut din nou, vrei să știi? Uită-te la limba ta, uită-te cum vorbești. Vrei să știi dacă ești? Uită-te la sensibilitatea ta. Poți să treci pe lângă un om care e în necaz și nu simți nimic? Vii în biserica asta și te duci înapoi acasă, vii și pleci, vii și pleci, vii și pleci, duminică de duminică, joi de joi, program după program, întâlnire după întâlnire și nu simți nimic față de nimeni. Discutam cu Adi săptămâna trecută despre cineva care a alunecat. A zis, vreau să mă duc undeva într-o biserică. Ne-a transmis. Unde să nu mă mai intereseze de absolut de nimeni și de nimeni să nu mai știe nimic de mine. Nici să nu mai vreau să mă încarc cu nimeni și cu nimic de la nimeni. Zice Adi, ăsta e primul semn a unui om că nu-l are pe Hristos. Un om când îl are pe Hristos în viața lui, nu poate trece pe lângă un orfan, nu poate trece pe lângă o văduvă, nu poate trece pe lângă o suferință. Un om când îl are pe Hristos, când e născut din nou, când e mântuit, e un om care începe să se uită cu drag și cu milă în jurul lui. Tu cum ești?